Salut, sunt Roberto, bine v-am găsit la un nou episod Multi-Hit. Suntem la episodul 2 al acestei serii și suntem convinși că o să continue, pentru că a început să ne placă. Aici continuăm exact de unde am lăsat filmulețul de data trecută. Pentru cine n-a văzut episodul trecut, suntem în jocul Ghost Recon Future Soldier, în modul Guerrilla, pe harta Mansion, și rupem capete. Pentru cine nu și-a făcut tema și n-a văzut filmul de data trecută, îl rugăm să caute episodul 1 al Multi-Hit pe canalul nostru de YouTube, adică Overheat Ro legat, sau pe site-ul nostru www.overheat.ro. Dar haideți să vă spun ce se întâmplă aici. Mi-am luat un shotgun, după cum probabil ați văzut mai devreme dacă erați atenți la imagine și nu doar la vocea mea. Și o să vedeți cum merge jocul ăsta în close combat, sau cum mă descurc eu în close combat. Încă 22 de inamici. Jocul ăsta are o chestie foarte interesantă. Noi comunicăm pe Skype, vocal, însă dialogurile din joc, dintre personajele noastre, sau în fine, nu-s dialoguri, dar țipetele din joc, sunt de multe ori mult mai concludente și mai cuprind informații mai importante decât cele pe care ni le spunem noi în conversația noastră umană. Când am remarcat chestia asta, mi s-a părut foarte amuzant, pentru că ori suntem noi nepricepuți în a comunica, ori cei de la Ubisoft au făcut o treabă foarte bună pe partea asta. Iată, ne ajungi la ultimii 3 inamici ai nivelului și sper că v-a plăcut felul în care am jucat această rundă. După cum ați văzut, am jucat cu totul diferit față de nivelele în care am folosit sniper rifle-ul. Am trecut acum la valul 33, pentru că v-am promis că o să vă arătăm și cealaltă parte a hărții. Sunt la partea în care mi-aleg o armă și mi-iau shotgun. Să continuăm pe aceeași linie. Rundele pe care le veți vedea de acum înainte nu sunt jucate în aceeași zi cu cele de până acum, ci în alta în care ne-am reunit și am jucat absolut tot de la 31 până la 40, tocmai în ideea de a înregistra runde din partea aceasta a hărții. Cineva și-a uitat o dronă dintr-o rundă anterioară aici, așa că am decis să mă uit spre ea, să o vedeți și voi mai bine. Runda începe, sunt 24 de inamici, pompilul este foarte departe de noi, iar eu folosesc shotgun-ul. Se vede cât de greu moare un inamic atunci când trage în el și e la distanță. Asta se întâmplă doar atunci când folosești o armă nepotrivită pentru distanță, cum ar fi shotgun-ul. Așa că singura abordare viabilă este close combat. Chiar dacă aici poate m-am aventurat cam mult, ajungând în partea cealaltă a hărții. Dar ne distrăm. Acum marchez inamicii pentru colegii mei și urmează să folosesc sistemul de cover to cover. O să vedeți, uitați, acel semn albastru. El practic îți arată unde poți ajunge foarte rapid.
Dacă ți-ai apăsat tasta Shift, e un sistem automat care te ajută uneori să nu, de fapt, de cele mai multe ori te ajută să nu sfârșești prin a fi ciuruit, dar mie nu-mi place acest sistem și cred că nici colegilor mei, pentru că am văzut că nu prea îl folosesc. Pur și simplu îți elimină posibilitatea de a-ți controla direcția personajului pentru acea perioadă. Încă 6 inamici, 3 sunt chiar aici lângă noi. De-aia au murit. Și acum o să vedeți un super kill de-a lui Victor. L-ați văzut. Super kill a fost. Și ultimul băiat reușește să o pună la pământ pe Alina. Naughty boy. Dar l-am bătut eu. Și termin runda într-un mare fel cu 50 de puncte mai mult decât Pompiliu. In your face. Am primit Invisibility. Acesta este un Wave Streak. N-am mai vorbit despre Wave Streak până acum. Sistemul este simplu. Dacă supraviețuiești mai multe valuri la rând, în funcție de câte asemenea valuri ai supraviețuit, primești un bonus, o abilitate specială. În cazul de față am primit invizibilitate și e vorba despre o funcție de invizibilitate ceva mai avansată decât cea automată atunci când te pui pe crouch. Wave streak-urile sunt o funcție foarte binevenită, pentru că sunt anumite momente în care te ajută foarte mult. Și o să vedeți asta într-un val următor. Cred că e valul 40. Când va trebui să distrugem un vehicul. Mi-am luat de data asta o armă din clasa PDR. A trebuit să caut pe Wikipedia să văd ce înseamnă PDR și am aflat. Personal Defense Rifle. Nu cred că e o armă foarte eficientă, se încarcă foarte greu. Are feeling-ul unui shotgun. În orice caz, eu am intrat în activitate să-mi salvez echipa. În runda asta îmi voi salva echipa cât de două ori pe fiecare dintre ei. Ca un bun soldat ce sunt. Uitați cât de greu se încarcă această armă. Aproape când vine să iau pistolul. Dar are avantajul că poți să tragi și după ce, și în timp ce se încarcă. Chiar dacă nu s-a încărcat complet, poți să epuizezi lanțetul. Probabil că ați văzut că în acest joc poți să tragi prin anumite obiecte. E vorba în general despre obiecte din lemn sau căpițe de fân. În general lucruri cu o duritate redusă prin care poate trece un glonț. Așa cum v-am zis, runda asta sunt un fel de erou medic al echipei. În zona asta nu e nimeni, dar la întoarcere am ceva mai mult noroc. Nu pot spune același lucru despre Victor, care și-a luat un pic de bătaie de la băiatul ăsta cu scut. A rămas un singur inamic care cade în mod spectaculos. Vom trece acum la valul 39. Un val mult mai interesant. Dacă vă întrebați de ce Victor are scoruri
mai slabe. Nu e din cauza că ar juca prost în mod normal, ci din cauza că se încăpățânează să joace shooterele cu gamepad-ul de Xbox 360. Lucru care nu e tocmai în favoarea scorului propriu atunci când joci alături de 3 oameni care joacă pe PC. Cum spuneam, runda asta o să vedeți niște chestii mai interesante. Apropo, dacă vă uitați la Wave Streaks acum, veți vedea că am două adiții noi. Am rachetă ghidată și airstrike. Airstrike-ul nu-l voi folosi, însă racheta ghidată o voi folosi runda următoare. Acum însă voi folosi invizibilitatea. Era prima dată când foloseam invizibilitatea și habar n-aveam cât durează. Și nici nu mă uitam în partea de sus din stânga, unde chiar vezi cât durează. Acum sunt poate jumatea duratei. Și încercam să intru printre inamici și să-i bat pe toți, știind că ei n-or să mă vadă în niciun caz, dar ce s-a întâmplat? Am rămas fără invizibilitate și băieții au început să mă gonească cu gloanțe. Am început să fug, dar m-am împiedicat și am căzut. Iar Pompiliu, care era afară și ar fi putut să mă ajute, s-a dus sus la etaj să fac alte lucruri. În momentul ăsta mai am jumate aproape din viața pe care, din timpul pe care îl aveam pentru a fi resuscitat. Și când eram pe cale să mor, în ultimele secunde, exact ca în filme, a venit Alina să mă salveze. Ce poveste de dragoste minunată! Iar acum veți urmări răzbunarea mea. Răzbunarea pe propria greșeală, de fapt. Dar în orice caz, e răzbunare. Ați văzut dinamicul ăla? Eu am stat să mă uit pe reluare de câteva ori, ca să-mi dau seama cum naiba am reușit să-l văd în timp ce jucam. Mai sunt 23 de inamici pe care voi încerca să-i anihilez. Răzbunare, cum spuneam. Și apropo, am uitat să vă spun. Bine, e vizibil. Probabil că v-ați dat seama mult înainte să-mi dau eu seama să vă spun acum. Mi-am schimbat arma cu un sniper rifle. Au fost persoane, mai ales în urma ultimei runde din episodul trecut, care m-au întrebat de ce moare Alina atât de des. De fapt, nu moare, e rănită atât de des. Ideea este că Alina nu folosește sistemul de cover. Sau nu atât de mult cât ar trebui. Jocul ăsta e făcut în așa fel încât dacă stai descoperit și nu folosești sistemul de cover așa cum trebuie, vei fi pedepsit foarte des. Asta se întâmplă cu Alina, care de multe ori nu folosește, nu apasă tasta space, că în principiu ăsta e sistemul de cover, te apropii de orice obiect și apeși tasta space. Ea e obișnuită cu Battlefield 3, cu FPS-uri normale în care pur și simplu te pui crouch și atunci ești safe. Ei, aici nu este așa. Trebuie să schimbi un pic stilul de joc. În goana mea după răzbunare am ajuns în aproape cealaltă parte a hărții și vreau să-l omor pe băiatul ăsta cu scut. Din toate gloanțele alea pe care le-am tras, doar unul l-a nimerit. O să-i auziți și glasul lui cel frumos. L-ați auzit, acum e cazul să tacă. Și am terminat valul 39. Un val interesant datorită felului în care am folosit invizibilitatea în primul rând. Iar în plus a existat și momentul ăla în care eu efectiv strigam după echipa mea pe Skype să vină să mă ajute, pentru că sunt căzut de multe secunde. Și doar Alina a venit după mine după mult timp. Erau foarte concentrați cu toții. Oricum, dacă aș fi murit, ați fi văzut mai mult
din ce înseamnă să controlezi o dronă, pentru că asta se întâmplă atunci când mori, devii o dronă. Și poți să marchezi inamici, poți să te uiți la colegii tăi cum mor și să râzi de ei. Oricum, acum mi-am ales un grenade launcher. Gata cu sniperul. Trecem la treburi mai serioase. Suntem la valul 40, asta înseamnă că o să fie un val foarte greu. La fiecare 10 valuri avem parte de o experiență mai grea. Și după cum vedeți, există 40 de inamici în momentul ăsta. Adică de 10 ori mai mulți decât noi. Și vom încerca să îi omorâm înainte să ne omoare ei pe noi. Asta era prima dată când foloseam grenade launcher-ul și mi s-a părut foarte ciudat. Adică, uite, eu trag un om ăla și grenada explodează în cu tot o altă parte. Probabil că ricoșează. Pentru moment nu mi-am dat seama nici măcar că explodează ceva atunci când arunc. Mi se părea foarte ciudat. Trăgeam și n-aveam niciun efect grenadele mele. În plus, poți să ții după tine doar vreo 3 grenade, dacă nu mă înșel. Da, una pe țeavă și două ca rezervă. Și uneori explodează la contact, alteori explodează total aiurea, cum a fost acum. Nu știu sincer, care a fost explozia acelei grenade? Dacă a existat vreo explozie. E adevărat că nici nu m-am străduit să aflu cum funcționează arma. Asta a fost prima și cea mai recentă dată până în acest moment în care am folosit această armă. Iată o mașină blindată cu un machine gun. O să folosesc racheta ghidată. Aș fi putut să o distrug și cu grenade launcher-ul, dar am vrut să vă arăt această rachetă, pentru că este și cel mai de efect mod în care poți să distrugi această mașină. Și vizual și ca putere de distrugere. Aici pompilii au căzut și am vrut să-l ajut, am vrut să trag direct în băiatul cu scut. Însă grenada a explodat în spatele lui. După cum vedeți, e destul de greu să reziști în nivelele acestea mai grele. Și mai era o problemă de care nu-mi dădusem seama. Veneau glanțe de deasupra noastră și nu ne-am dat seama foarte multă vreme de unde vin acele glanțe. Ne gândeam că există ceva pe sus, dar nu se vedea nimic cu ochiul liber, fără să te chinui foarte tare. Și o să vedeți despre ce vorbesc. Bine, aici nici măcar glanțe nu mai aveam pe țeavă, care nu avea. Uitați, este vorba despre un elicopter care ne ataca de foarte mult timp și noi nu îl vedeam. E adevărat că nici el nu ne vedea prea bine, pentru că dacă ne-ar fi văzut, probabil mai toată echipa ar fi fost pe jos. În orice caz, poziția în care se găsea acest elicopter atunci când ne uitam după el era foarte greu de observat. Chiar și aici, dacă vă uitați pe cer, cum am încercat și eu de altfel, n-am reușit să-l văd. Am crezut că a plecat, dar totuși se auzeau elicele și se auzeau și zgomotele provocate de mitralieră. În orice caz, eram pus pe treabă și am vrut să-l distrug orice ar fi. Iarăși mă uitam după el și l-am văzut și l-am nimerit.
Eu sunt Roberto Teodorescu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare la un nou episod Multihit.